noi să fim astăzi aici în locașul sfânt al Domnului, să ne bucurăm de sărbătoarea mulțumirii, de sărbătoarea de împlinire a 6 ani de când, prin Harul lui Dumnezeu, suntem o biserică, o comunitate creștină aici. Lăudați să fie Domnul pentru asta! Vreau să cităm un verset din Psalmul 45. Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă și zic, lucrarea mea de laudă este pentru Împăratul. Amin. Pentru cine să fie toată bucuria și toate laudele, dacă nu pentru Împăratul, da? Pentru Domnul nostru care în fiecare dimineață ne trezește din pat, face să răsară soarele peste cei buni, peste cei răi, se îngrijește de nevoile noastre și mai mult decât lucrurile acestea materiale de care avem nevoie, e un Împărat care poartă de grijă mai ales de sufletul nostru. Pentru El este astăzi bucuria, mulțumirea, pentru El sunt cuvintele frumoase, încărcate de emoție, încărcate de farmec. Merită din plin, merită că Dumnezeu, într-un mod tainic, la fiecare ne-a purtat de grijă, fără să facă din asta așa o situație în care toată lumea să afle, astăzi i-am purtat de grijă la cutare. Dumnezeu, în bunătatea Lui, în înțelepciunea Lui, este lângă fiecare. Și noi avem multe motive de mulțumire, nu doar că împlinim 6 ani, nu doar că este o zi în care o dedicăm mulțumirii. Este într-adevăr un moment în care spunem lui Dumnezeu, Doamne, mulțumim că în fiecare zi ne porți de grijă. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Pentru că noi suntem foarte colorați așa, ca și denominațiuni, biserica noastră își găsesc locul toți frații, din orice confesiune. Și pentru asta vă spun, bine ați venit la toți! Bine ați venit! Totuși, rămânem centrați pe Scriptură și găsim echilibru în adevărurile Scripturii. Și în ceea ce urmează, aș dori cu convingere, cu drag, să spunem în câteva cuvinte împreună crezul nostru al tuturor, celor care avem Împărat pe Domnul Dumnezeu și ne poartă de grijă. Vă invit să ne ridicăm și să rostim împreună lucrurile acestea. Ruben ne ajută și sper să-l vedeți, sper să vedeți toți din spate. Da? Începem. Noi credem în Cel ce-a toate Creator, a fost cum El să fie sus, în Cel ce n-are început și noi chipul Său slăvit a pus. Noi credem în Fiul, Dumnezeu din veșnicie, cu Tatăl deopotrivă, Dumnezeu adevărat, răstignit, îngropat și înviat, ca să izbăvească lumea din păcat. Noi credem în Duhul Sfânt, Dumnezeu adevărat, prin El convins e omul de păcat, născut din nou, sfințit și întărit, pe drumul vieții noi mereu călăuzit. Noi credem că trebuie să ne adunăm, Sfânta Treime o binecuvântăm, cuvântul Domnului primim, iubirea și credința noastră întărim. Amin. Fratele Lavi, păstorul bisericii din Ans, ne va conduce într-o rugăciune de mulțumire și de laudă pentru Domnul.